Hello! La ce te uiți? Ah, la mine, da. Ei, în cazul în care nu ți-ai dat seama, eu sunt Jobful Man. Man, adică om, că după cum auzi, am o voce destul de feminină. Na, ce să-i faci? Așa e în startup-uri. Alta n-au găsit. Ei, și dacă tot ai ajuns aici, poți să-mi spui la mulți ani, pentru că tocmai am împlinit 2 ani. 2 ani de când mama mea ideea și tatăl meu tehnologiul m-au făcut. E bine, cred că ideea era de fapt amanta lui tata, că mama mea e nevoia. Mihai și Ioana ar fi vorbit despre mama prima dată. Ziceau că e o nevoie în piață, o nevoie de eficientizare a procesului de recrutare. Și-au îmbinat recrutarea cu tot ce știau ei despre gamification. Și așa s-a cunoscut, practic, mama cu tata. Între timp a apărut și Bianca și s-a conturat primul proiect de consultanță. Apoi m-am născut eu și au început să apară tot felul de oameni faini care îmi spun că mă îndrăgesc și că de dragul meu fac vânzări, account management, marketing și câte și mai câte. Da, mai bine îi las pe ei să spună câte ceva ca să-i cunoști și tu. Dar Ioan, cine era înainte de Geoful? Cred că tot Ioan eram și tot Ioan mă numeam, însă experiențele mele erau un pic diferite. Înainte de a lucra în Jobful, am lucrat într-o companie destul de prestigioasă, am avut o experiență destul de neplăcută cu un startup și în rest am avut proiecte personale. Însă ideea principală e că niciuna dintre astea n-a fost foarte durabilă și mereu am simțit nevoia să fac o schimbare. Odată cu Jobful, n-am mai simțit nevoia să fac asta. Pa, pa! Full eram tot eu, probabil cu aproximativ 2 ani mai puțin, prezent într-un mod mult mai direct în mediul corporate pentru o perioadă lungă de timp. Am fost și prin Universitatea Alternativă o perioadă și ca întotdeauna în căutare de dezvoltare de proiecte cu impact, proiecte care să aducă valoare oamenilor. So, here I am. Poate nu știți, dar eu cred în unicorni. Ei chiar există și sunt mai frumoși decât în cărți sau în filme. Așa că cel mai mare vis al meu acum este să am un unicorn, doar al meu. Dar m-aș mulțumi și dacă aș lucra pentru unul. În startup este ca un roller coaster, este plină de adrenalină, învățăm foarte multe și ne adaptăm cât de des și cât de repede putem la nevoile pieței. Este foarte frumoasă, îmi place foarte mult că părerea tuturor contează și că acum contribuim și construim un produs de la zero. Să mă alătur unui startup a fost cea mai bună decizie pe plan profesional de până acum. Pe lângă că m-am conectat cu echipa de oameni dragi, cu mindset și drive exact ca mine, mă bucur că în fiecare zi ajung să învăț lucruri din domenii la care n-am avut acces până acum. Și cel mai mișto e că de fiecare dată când eu simt că pot să fac o schimbare în bine, pot să fac și reușesc să văd cum impactul meu în business are loc imediat și crește Jobful exact așa cum trebuie. La mulți ani, Job! Când eram mică, îmi doream să fac dreptate în lume. Cred că asta vreau să fac și acum. Înainte de Jobful, lucram într-o corporație. A fost nevoie de două întâlniri separate cu Mihai ca să mă convingă motivația lui și viziunea pe care o avea pentru Jobful la momentul respectiv ca să mă alătur echipei. Și nu m-am uitat înapoi de atunci. Chestia despre mine care e super fain. Eu! Înainte de Jobful eram programator în corporație, după ce 3 ani de zile fusesem sales într-o organizație
și cumva experiențele astea două nu erau compatibile pentru mine, așa că am simțit nevoia să mai fac încă un salt și așa am ajuns la job-ul. Îmi plac provocările și recrutarea e plină de ele. În job-ul am ocazia să le soluționez alături de o echipă agilă, competentă și cu mult zvârt. Înainte de job-ul, am fost și încă sunt un antreprenor care și-a pus visul de a reinterpreta gusturi și produse de bază într-o bucătărie urbană de street food. Există multe mituri și pare despre ați într-o startup, cum e de fapt. Știi cum e? Cred că într-un club unde e super aglomerat, se fumează și inconfortabil. Da, te duci și weekendul următor, te duci și peste două weekenduri și peste trei și te tot duci pentru că e muzică bună, e libertate și e băutură bună. Viața într-un startup e un mix de responsabilitate și libertate. Poți să faci ce vrei, dar dacă ceva nu merge bine, se vede imediat. Într-adevăr, foarte multe mituri despre cum e viața într-un startup. Și nu toate sunt adevărate pentru că nu se pot aplica tuturor. Fiecare avem o experiență proprie. Pentru mine e ca o ușă de care trebuie să mă dau cu capul. Trebuie să mă dau de 1000 de ori ca să înțeleg și cât de groasă e ușa și ce material are și unde e clanța și cum o deschid. Apoi vine o ușă mai mare în care suntem mai mulți oameni și împărțim datul cu capul. Pe scurt, e procesul ăsta continuu care are multe componente. E și foarte mult haos, e și foarte multă muncă, dar în același timp e multă satisfacție, multă învățare, agilitate și e cu sens. Totul într-un startup este super dinamic și poate părea chiar haotic uneori, dar e cel mai pozitiv și cel mai plin de energie mediu în care am fost vreodată. Sunt super mândră uitându-mă la cum a crescut job-ul până astăzi și gândindu-mă că acum câțiva ani eram într-o cafenea și discutam de cum ne propunem noi să schimbăm procesul de recrutare din România și mă încântă foarte tare că avem o echipă atât de puternică și frumoasă care contribuie zi de zi la un produs și o soluție mult mai bună. Să renunț la biletul de la loto pentru un job. Da. Team principal la Formula 1. Nu aș renunța la biletul de loto câștigător, însă cred că aș da bani dacă aș putea să fiu un instructor de surfing pentru căței. Pentru ce job aș renunța la biletul de loto câștigător? Sau pentru ce job aș da bani să-l am? Pentru un cod de prezentator la Top Gear. Chiar mi-aș dori să testez toate mașinile, de la cele mai vechi până la cele mai neplăcute. Da, pentru jobul ăsta chiar așa mai. Aș plăti să lucrez la MIT Media Lab pentru a rezolva acum probleme din viitor. Să renunț la un bilet de loto câștigător pentru un job? Na, n-aș face asta niciodată. Dați-mi biletul ăla. Eram mică, îmi doream foarte mult să fiu turist sau musafir. Apoi mi-am dorit tare de tot să ajung la radio și am și ajuns, am prezentat știri, am avut emisiunea mea, dar cumva comunicarea și marketingul m-au cucerit iremediabil. A fost o perioadă în care mă gândeam și îmi doream să fiu scriitor, undeva prin copilărie. Ce a rămas din visul ăsta cred că e doar modul în care încă mă mai joc cuvintele. După care, undeva prin gimnaziu, îmi doream să fiu avocat. Mi-a trecut și visul ăsta și prin liceu mi se părea foarte cool să fii VJ la MTV. După care, câțiva ani mai târziu, am sfârșit la ASE. Când eram mică, clar îmi doream visul meu cel mare, era să fiu vânzătoare. Prima dată am vrut să fiu stewardeză și apoi am vrut să fiu translator.
Și apoi am ajuns programator. Și apoi am ajuns la job. Dar nu ca programator. Superputerea recruiterului ideal este aceea de a avea răbdare și dorința de a vedea dincolo de un CV și de o experiență trecută acolo, de a fi interesat într-un mod autentic de omul din fața lui și de a încerca să îi găsească plusurile și să-l plieze pe un job potrivit pentru el. Vorbim despre superputerea acum și de partea candidatului ideal, cred că superputerea e la fel de utopică ca și conceptul de candidat ideal și acesta ar fi omniscience, să zicem, în care abilitatea și capacitatea intelectuală e infinită, de la a învăța lucruri, a memora lucruri, a stoca toate informațiile și a cunoaște absolut tot. De partea recruiterilor, cred că superputerea cea mai potrivită ar trebui să fie citirea gândurilor pentru a înțelege motivațiile intrinseci, nevoile, problemele tuturor oamenilor cu care interacționează. Zic un lucru fain despre mine, care eu încă nu am găsit locul. Îmi place asta. Tot timpul meu a făcut să vorbesc cu oamenii, să mă conectez cu ei, să înțeleg care sunt cele mai mari provocări și să pot să vin cu recomandări pentru a-i ajuta. Poate duce într-o zonă de speaker motivațional, însă niciodată n-am construit acolo. Cel mai mult sunt atras de zona de mentorat, pentru a mă conecta cu oameni mai tineri decât mine și a împărtășit din experiența mea pentru a-i încuraja să-și îndeplinească, să pună în aplicare cele mai îndrăznețe vițe. Asta e zona care mă duceam să construiesc. O chestie despre mine este interesantă, dar nu își are locul într-un CV. Pot să recit un monolog de Astea de Popescu? Cred că ar fi interesant să adaug sarcasmul ca și limbaj de comunicare în CV. Probabil pe la limbi străine, pe la skill-uri, în funcție de rol, în funcție de companie. Oricum, cred că e un mijloc de pretestare în sine și deci foarte important pentru meci. Ce mă face să fiu în continuare în job-ul? Tot. De la oamenii din echipă care m-au integrat cu rapiditate și m-au făcut să mă simt ca într-o familie, până la cultura organizațională a companiei. Ce mă face să fiu în continuare în job-ul? Cred că oamenii, super mult, și faptul că e un spațiu în care mă simt ok să experimentez, să încerc lucruri și foarte multă deschidere, foarte puțină critică, care contează foarte mult, nu prea mi-e frică să-mi expun ideile, sunt ok, adică mă simt în largul meu aici. Deci, asta e. Celor care ne urmăresc, aș vrea să le transmit, de fapt, sper că viața lor, fie de candidat, fie de recruiter, este făcută mai plăcută, preferabil de 2, de 3 ori, de 4 ori mai plăcută prin utilizarea Jobful, pentru că asta e ceea ce ne dorim să obținem. Sunt în echipa Jobful de când era doar o simplă idee și o dorință puternică de-a noastră de a schimba procesul de recrutare, de a-l face mai fun, pentru că suntem pasionați de gamification și de a-l eficientiza, pentru că știm cât de important e ca un om bun să-și găsească un rol bun și pentru o companie mișto să-și găsească oamenii potriviți. Și sunt în continuare aici pentru că reușim să ne îndeplinim misiunea și să avem un impact prin produsul pe care l-am dezvoltat și pentru că avem o super echipă care dezvoltă zi de zi noi idei și duce lucrurile până la capăt într-un fel în care eu n-am mai văzut până acum. Mai am o gură mică pentru creativitate și pentru aniversarea Jobului. Care e părerea mea vis-a-vis de piața de locurilor de muncă de România? Din punctul meu de vedere, România ne oferă joburi atât de diverse și atât de complexe, încât suntem foarte norocoși că ne aflăm aici. De la joburi de la entry finance până la senior IT, perioadă exista de vorbă cu oameni care s-au angajat prin Jobful și mă bucur să văd cum ei cresc alături de companiile cu care au făcut match. Deși schimbările sunt grele și inconfortabile, întotdeauna vin un progres dacă sunt făcute deștept. Un gând de final și pentru companii și pentru candidați, stați aproape, abia am început. Două lucruri mi se par super importante la un recruiter și natural așa aș vrea să fiu. Unul e energia pe care o transmis candidaților și al doilea lucru e atenția cu care cauți detaliile din CV în persoana din fața ta. Și asta mi se pare foarte interesant. În același timp, nu aș avea răbdare să trec prin mii de CV-uri. Partea asta, cu siguranță, așa o să o la Jobful.
mare vis acum, să ieșim din casă. Go! Bă, da. Se vede bine. Cam asta a fost. Aceștia suntem noi. La mulți ani, Jobful!